Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. De această dată ne-am propus să discutăm despre terenurile de joacă, ne-am propus să discutăm despre terenurile pe teritoriul grădiniților și condițiile în care se află acestea, împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Dinari Cojocaru, consilier, președinte al fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu domnul Iurie Vitneaschi, consilier PSRM în CMC. De asemenea, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic! Bună seara! Până începe discuția propriu-zisă, domnilor consilieri, vreau să vă propun spre vizionare un subiect elaborat de colegii noștri de la Camera Știri despre deschiderea unui teren multifuncțional care a avut loc pe parcursul zilei de duminică în Chișinău, sectorul Râșcani, după care revenim în studioul la discuție. Rog regia ca să ne dea subiectul. Anterior, pe acest loc se afla un teren de sport, însă nimeni nu se folosea de acesta, pentru că era într-o stare dezastruoasă. Locuitorii capitalei s-au bucurat nespus de mult de noul complex sportiv. Ei au declarat că sunt foarte mulțumiți consilierilor municipali din fracțiunea PSRM pentru efortul depus. Noi am venit cu fiul, îi place să joace fotbal și a decis să-și încerce puterile. Suntem bucuroși că avem această posibilitate. Mai multe stadioane trebuie să fie amenajate în capitală. Sunt aici pentru că socialiștii au construit un teren de sport excelent, nu departe de casă. Ne-au rugat să ținem un discurs cu ocazia deschiderii și noi nu am putut refuza. Înainte mergeam să ne jucăm pe stadionul din spatele centrului comercial, însă pe urmă l-au închis și în locul lui au început să construiască un bloc locativ. Noi ne-am mutat pe un stadion din sectorul Botanica. Suntem foarte bucuroși că stadionul a fost construit anume aici. Socialiștii sunt convinși că astfel de terenuri de sport trebuie să fie amenajate în toate sectoarele din capitală, fiindcă locuitorii Chișinăului au nevoie de ele mult mai mult decât de blocurile de locuit care se construiesc ilegal și înrăutățesc imaginea orașului. Acest loc a fost propus nemijlocit de către locuitorii sectorului Râșcani. Cu părere de rău, nu sunt multe locuri accesibile în acest sens. Aici cândva a fost un teren sportiv, dar care cu părere de rău în ultimii ani a degradat mult, nu a avut loc careva investiții și locuitorii din preajmă, din strada Matei Băstrap s-au adresat la noi, la socialiști, cu solicitarea că aici să apară un obiectiv sportiv și de aceea inițiativa aparține cetățenilor, iar noi doar am realizat-o. În ciuda avantajelor evidente pentru cetățeni de a construi un complex sportiv, realizarea acestuia nu a fost ușoară pentru socialiști. Potrivit consilierului municipal din partea fracțiunii PSRM Vitalie Mucan, reprezentanții Consiliului Municipal din alte fracțiuni se opuneau categoric la realizarea acestui obiect. Cât de paradoxal nu ar părea acest lucru, dar timp de 2 ani socialiștii au luptat cu autoritățile locale ca în Chișinău pentru prima oară în ultimii 30 de ani să fie instalat un asemenea teren. Autoritățile locale au boicotat implementarea acestui proiect și construcția stadionului. A trebuit să organizăm în fiecare săptămână ședințe și să monitorizăm fiecare pas pentru a putea mișca lucrurile din loc. De exemplu, noi avem 5 stadioane unde au început lucrările de reconstrucție, la fel ca și aici anul trecut, însă nimic nu se face. O parte din lucrări au fost efectuate și gata. Suntem foarte bucuroși, deși am depus un efort colosal, noi am reușit să deschidem acest minunat teren sportiv. Locuitorii Chișinăului sunt convinși că amenajarea unor astfel de terenuri sportive în fiecare sector este foarte importantă, mai ales într-o lume modernă. Atunci când copiii sunt pasionați de computere și gadgeturi, iar afară ies foarte rar, uitând complet de dezvoltarea fizică necesară. Acesta este un proiect minunat. Consider că tot ce apare în această direcție, care este legată de dezvoltarea sportului și de un stil de viață sănătos în rândul tinerilor, este minunat. Astfel, generația tânără a obișnuit să stea în gadgeturi în fața computerelor, iar aici acești copii nu se dezvoltă. Este foarte bine și dacă ar fi mai multe proiecte de acest gen, ar fi minunat. Desigur, avem nevoie de astfel de proiecte. Tinerii vor practica sportul începând de la o vârstă fragedă până la bătrânețe. În campionatul de minifotbal, care a fost organizat pe noul stadion funcțional, au participat și colegii noștri de la postul de televiziune NTV Moldova. Ei au fost plăcut surprinși cât de popular este acest teren sportiv în rândul tinerilor. Deseori în știrile de la NTV Moldova noi promovăm asemenea evenimente, dar niciodată nu am participat.
Astăzi am fost invitați în sectorul Rășcani să jucăm la campionatul de mini-fotbal și am rămas plăcut surprinși de tinerii care sunt foarte activi și joacă frecvent fotbal aici pe acest stadion. Este simbolic faptul că victoria în campionat, care a avut loc pe primul stadion deschis din sectorul Rășcani, a fost obținută de echipa de mini-fotbal cu denumirea Rășcani. Capitanul cu mare bucurie ne-a spus care este secretul succesului. Рышканавка! Ура! Ура! Я когда узнал, что построится эта площадка. Atunci când am aflat că se construiește un astfel de teren, am rămas uimit, deoarece în Republica Moldova lipsesc astfel de terenuri profesioniste și îngrijite. Sunt bucuros că acest complex a fost construit anume la Rășcani. Împreună cu echipa am reușit să învingem, unde era necesar atacam, unde trebuia ne apăram. Suntem mulțumiți de jocul nostru. Trebuie de menționat că stadionul multifuncțional din sectorul Rășcani este primul de acest gen care a fost construit la Chișinău în ultimii 30 de ani. În preajma stadionului este amenajat un teren de joacă pentru copii și un teren sportiv. Mulțumim colegilor noștri de la Camera Știrii. Domnule Cojocaru, domnule Vitneanschi, vreau să revenim la discuție. Domnule Vitneanschi, prima întrebare cred că se adresează dumneavoastră. Iată, pornind de la datele oficiale, în Chișinău până această oră au fost deschise 180 de terenuri de joacă și, din câte am văzut și în subiectul prezentat un pic mai devreme, și un teren multifuncțional. Vreau să ne vorbiți despre aceste reușite și, în același timp, în ce sectoare mai urmează să fie deschise asemenea locații. Ну, это был пилотный проект, то есть до сегодняшнего момента все, какие существовали в городе стадионы, спортивные площадки, футбольные площадки, все были либо коммерческими, либо на территории учебных заведений. И то во многих учебных заведениях они были в плачевном состоянии. Вот первый объект есть в открытом доступе для всех жителей Рышкановки. Второй объект, который мы планируем сдать, он будет в секторе Ботаника, на улице Алкимиллер. Это отдельный городок, автогородок, в котором находится 12 домов. И прямо в центре этого городка будет расположен тоже мультифункциональный стадион. То есть в него входит и футбольное поле, и баскетбольные кольца, и волейбольная площадка, а также еще и тренажеры, воркаут и фитнес. То есть вот таких площадок в городе пока у нас будет в этом году две, но почему я так сказал, что это пилотный проект? В каждом квартале должны быть хотя бы по одному стадиону. Мы делали инвентаризацию, у нас в городе есть в десятках дворов старые, еще, наверное, советские коробки, которые уже заброшены. Да, то есть их необходимо начать реконструировать для того, чтобы такие площадки они были не чем-то новшеством каким-то, а это должно быть обыденностью. В каждом дворе должно быть место благоустроенное для молодежи, где бы они могли заниматься спортом абсолютно бесплатно. În briefingul de presă ținut pe parcursul zilei de ieri, ați remarcat că bani până la urmă au fost alocați pentru amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, însă ar exista anumite probleme ce țin de Direcția Generală Locativ-Comunală și despre modul în care sunt executate aceste lucrări. Haideți să ne vorbiți un pic mai mult. La самом деле, мы стараемся держать вопрос от начала до конца исполнения, вот от утверждения финансов до сдачи объектов в эксплуатацию, держать на контроле. И периодически возникают какие-то проблемы. Вот если вернуться к тому, о чем мы только что говорили, к вопросу с стадионом на Солкимиллер, почему задержались работы? Потому что дирекция, когда подготавливала документацию, они не предусмотрели перенос коммуникаций. Так, пока мы решили, подключились, пока решили вопрос с переносом коммуникаций, как нашли альтернативный вариант, но все это мы потеряли из-за этого практически месяц. Поэтому на Солкимилла работы затягиваются. Я думаю, что в июле, например, объект будет сдан в эксплуатацию. Бывают проблемы и в подготовке территорий, в том числе и с детскими площадками. Но в любом случае все эти вопросы мы
поскольку это проект фракции социалистов, мы стараемся максимально оперативно решать для того, чтобы жители получали, так сказать, готовую площадку, чтобы она была установлена как максимально оперативно и, самое главное, в хорошем качестве. Da, domnule Cujocaru, dacă nu mă înșel memoria, din 2013 nu au mai fost organizate licitații pentru terenuri. Apare întrebarea, de unde aceste terenuri care, pe suprafața cărora se sunt construite mai multe edificii, și fac aici referire la afirmațiile colegilor dumneavoastră din CMC, care spuneau că aproximativ 48 de loturi de pământ au fost vândute. Haideți să ne deschideți dumneavoastră parantezele, să ne vorbiți mai mult. Deci, în urma auditului pe care l-am făcut noi, în urma acelor interpelări pe care le-am făcut către autoritatea publică locală, asta sunt numai 48 pe care le-am depistat noi cu, hai bine, eu nu am experiență în domeniu, dar deja mă fac expert, aș spune, din necesitate. Exact așa și colegii mei. Asta sunt numai 48 care, prin diferite executări de judecată, au fost dilapidate din cadrul primăriei. Că cineva a depus o cerere și l-a refuzat neîntemeiat, că cineva cândva l-a luat într-o chirie arendă oricare ulterior a decis să-l privatizeze. Schemii sunt o mulțime. Până în final, acum noi am pregătit un ser de acte, deoarece considerăm că astea sunt niște dilapidări ilicite și autoritatea publică locală este ca pătimaș în cazul dat, aș considera că pe acest segment trebuie deschis dosare penale care se tragă la o răspundere juridică și nu pur și simplu la o amendă oricare, dar chiar la confiscarea averilor și eu știu poate și ceva mai sever, ca ulterior cineva când s-a gândit să mai facă așa tip de pași, să gândească de două ori, este mai rentabil să ai un teren de pământ sau să stai la libertate? Spuneți-mi, vă rog, dar cum ar reacționa cei din direcția juridică, primarul interimar, pentru că ar trebui să ia o poziție în raport cu cele întâmplate? Deci, autoritatea publică locală, dacă să vorbim la sincer, despre schemele date, este la curent de mult. Noi, primele sesizări a noastră au fost când încă era șefa direcției trecute de la primărie, care și-a dat și demisia. Actualmente avem un alt șef de direcție, care cât de cât mai face niște pași în întâmpinare, deoarece înțelege civilitatea cazului, cât este de complicat el și totodată înțelege că asta va duce odată și odată la o răspundere penală. Însă când o singură persoană sau un grup mic de persoane se pune împotriva la o mașină atât de mare, vă dați seama, aici sunt implicate toate organele ierarhice din stat, de la cel mai superior până la cel inferior. Destul de greu ne vine, însă sper eu că atunci când vor fi puse argumentele cuvenite, societatea ne va susține și vom reîntoarce municipalității cei ce este cei scuvini, deoarece pe acest teren, în primul rând, un șir de terenuri sunt, deci și am atins întrebarea, sunt luate din terenurile de joacă, din terenurile care cândva era un teren sportiv, unde s-ar putea de făcut în centru unui cartier, un teren multifuncțional, cum este ca un exemplu la Rășcanovca sau care va fi deschis la Botanica. Așa segmente trebuie deschis, ele sunt sociale. Ulterior, noi ne trezim acolo cu o casă care nici din punct de vedere a arhitectural nu se încadrează în segmentul dat. Nu este un calcul automobile, parcări, gazificare, canalizare, toate elementele date sunt încălcate. Până final, eu nu știu, acei locatari care își procură acolo casă, unde ei se vor juca cu copiilor. Întrebări, segmentul dat nu este pus în discuții. Dacă vorbim despre acele terenuri care sunt dilapidate la o sumă mizeră, de exemplu, printr-o companie care face un audit, spune că un ar de pământ costă, da, ca exemplu, după sumele lor, 20-30 de mii de lei, pe când noi știm că în centrul capitalei acestea sunt niște sume mizere, deoarece de zeci de ori sumele trebuie să depășească.
municipalitatea, cel puțin, chiar dacă segmentul dat, terenul dat, poate fi pus la licitație, poate câștiga de zeci de ori mai mult. Lucrul dat nu se face. Eu vreau să ne spuneți despre starea de lucruri a stației PECO de lângă parcul al Unelu. A revenit în prim plan, problema nu este soluționată. Știu că din 2016 PSRM-ul este cu ochii pe această situație. Deci, în principiu, este, dacă să vorbim la sincer, este meritul colegilor mei, de fapt, este domnul Ion Cioban și Alexandru Odințov. În principiu, ei doi sunt acei care primii au reacționat și au observat această trucare când într-un parc verde în centrul orașului poți să faci o stație PECO. Noi am stopat-o. Însă, vedeți, aici vine a doua parte a medalei care ține autoritatea publică locală. Noi suntem consilieri municipali, noi de multe ori suntem post-factum informați, cum și un șir de cetățeni din municipiul Chișinău, că doar sunt termeni de prescripție, că în un teren oricare poți să-l, din punct de vedere juridic, să intervii de a-l returna sau de a lua o autorizație. Din păcate, actualmente lucrurile date, hai să spunem așa, nu sunt făcute. Atunci a interacționat domnul Ion Ceban cu colegul meu și noi am stopat. Dar era pus în sarcine primăriei ca să le se dea un teren în schimb. Deoarece ei deja erau ca cumpărători de bună credință care deja au cumpărat de câteva ori terenuri. Ca să aduc la cunoștință către toți cei care ne vizionează, majoritatea terenurilor care la moment sunt în situații de conflict cu autoritatea publică locală sunt date în vânzare sau sunt procurate sau sunt date prin hotărâri de judecată de mai multe ani de zile. Ca agentul economic toată perioada asta să stea undeva într-o parte, să treacă termenul de prescripție 2-3 ani de zile și ulterior ei când dau să înceapă lucrare, din punct de vedere juridic, tu nu te poți încadra în cadrul legal pentru a-l stopa. Deci ei își fac mai departe schemele lor corupte. Da. Domnule Vitneanschi, vreau să revenim la terenurile de joacă și la modul în care își petrec timpul liber tinerii. Iată, aceste terenuri pe care le deschideți și au fost deschise pe teritoriul Chișinăului, cine suportă acele cheltuieli financiare? Pentru că s-a tot discutat și la acest capitol. Ну, все объекты, которые были установлены, это все выделили, то есть средства выделены из муниципального бюджета. Муниципальный совет, утверждая бюджет, мы включили в ряд проектов именно по благоустройству. Вот еще в 2017 году запустили эту программу, и вот с конца 2017 года, то есть за 2018, чуть больше, чем, наверное, полтора года нам удалось установить 80 детских площадок, нам удалось 70 фитнесов и воркаутов. Все это муниципальные средства. Вот самые, я думаю, что эта программа является, наверное, примером того, как необходимо использовать муниципальные средства. То есть люди могут увидеть, куда пошли деньги, и использовать эти площадки. Да, дом Кужукароци, Дориса Интервенец, Ворог. Как конкретизарить? Дичи... De-a lungul mai mult de 12-14 ani, la noi, în municipiul Chișinău, practic, terenuri de joacă nu au fost instalate. Care și-au fost instalate? Au fost instalate din contul la niște agenți economici care, hai să spunem, o anumită relație dintre primărie și ei pentru a anihila o, spunem, un interes oricare. Banii de fiecare dată când vine un cetățean simplu spune că nu sunt pentru terenuri de joacă. De fiecare dată nouă ne spune că este bugetul destul de auster și noi nu ne putem permite acest lucru. Ca să înțelegeți că programa dată nu pur și simplu era pusă că noi dorim să instalăm terenuri de joacă. A fost făcut un lucru destul de mare unde noi am identificat sursa financiară inițial, iar apoi am pornit procedura de licitație, care de fiecare dată era cu diferite impedimente, atât de la agentul economic, cât și la partea autorității publice locale. De fiecare dată se primește că de parcă ar trebui autoritatea publică locală și ar trebui să fie cointeresată, deoarece banii din care se face buget cu municipiul Chișinău sunt ai noștri, al tuturor. Dar de ei pot beneficia, nu știu de ce, numai un cerc limitat de oameni.
pentru ca noi să putem depăși pasul dat, noi am făcut simplu program. Am identificat sursele, în urma cererilor care au venit de la cetățenii municipiului Chișinău, noi am identificat adresele, ulterior am făcut o comisie cu un grup de lucru care ne-a deplasat la fața locului să vedem partea fizică, deoarece de multe ori solicitarea este, iar din punct de vedere fizic nu pot să le instalez, deoarece perioada atâția ani acolo sau sunt rețele de comunicare sau chiar sunt aceiași arbori care au crescut deja, nu este posibil. De fiecare dată s-a găsit un compromis cu cetățenii pentru ca ei până în final să beneficieze de acest lucru. Acesta este un merit al nostru comun, al societății, din care noi trebuie să beneficiem. Actualmente consider că și vom face tot posibil ca așa tip de programe să continuă. Acum noi așteptăm licitația la următoarele 60 de terenuri de joacă, care, mă repet încă o dată, sunt instalate acolo unde sunt cererile de la cetățeni. Da. Iar banii sunt al noștri comuni și din banii comuni trebuie tot noi, societatea, să beneficiem. Nu să se primească că cineva își face o licitație. Apropo, cu terenurile de joacă, până acum un teren de joacă, până a fi instalat în programul nostru, un teren de joacă ajungea la 200.000. Poftim, acum ajunge 120.000. Este o diferență economiei de finanță? Este. Și asta este numai datorită la o transparență și la o verificare minuțioasă de fiecare dată, la fiecare etapă. Domnule consilier, vorbeați și în cadrul briefingului că în unele grădinițe practic nu există spațiu pentru a se juca micuții sau deseori sar pe anumite anvelope sau alte accesorii destul de simple. Ați constatat acest lucru în cadrul a mai multor instituții preșcolare? Нас вот я в понедельник на брифинге показывал папку с обращениями граждан. На самом деле у нас можно действительно на пальцах одной руки пересчитать детские садики, где есть нормально благоустроенная игровая зона. То есть в садиках, в садик чуть-чуть отличается от двора, да, у них может быть в садике 6-8 групп, и у каждой группы должна быть своя зона для отдыха. Но в большинстве садиков, если что-то и есть, то как минимум одна группа имеет игровую зону. Остальные вынуждены играть на у родителями установленных и покрашенных скатах или каких-то поломанных павильонах, у которых шифер либо падает, либо протекает. То есть необходимо, вот я думаю, что если сравнивать с вернуться к программе по благоустройству дворов, да, то есть мы уже установили 180 детских площадок. То есть во многих дворах, наверное, в каждом пятом дворе Кишинева, даже в каждом четвертом, уже есть детская площадка. Вот аналогичную программу необходимо запускать и с детскими садами. На сегодняшний момент можно ежегодно, выделяя, например, 5-6-7 миллионов леев за 5-6 лет решить полностью проблему с детскими садами. Но на сегодняшний момент кто благоустраивает территорию? Да, вот было несколько депутатов, которые самостоятельно находили средства, вот и господин Липский, более, и благоустраивали по обращению жителей. Но это точечная работа. Необходимо делать программу. Сегодня родители сами собирают средства и пытаются что-то сделать. На свои деньги установить песочницу, на свои деньги... Это античипация întrebarea mea. Este legală și vroiam să o acord și domnului Cojocaru. Nu trebuie să ne ascundem după deget. Auzim și uneori suntem martori atunci când se colectează anumite sume în cadrul grădiniților. E legală sau nu? Многие говорят о том, что с этим нужно бороться. Понятно, что бывают случаи, где деньги собираются незаконно. Но бывают случаи, когда родители сами выступают с инициативой, потому что кроме них на сегодняшний момент им к некому обращаться, некому идти. В их садике десятилетиями никто ничего не делал. Поэтому, когда исполняющий обязанности примара поднимает вопрос о том, что вот, в детских садах собирают, родители собирают деньги, это нужно пресечь. Самое главное, как это можно пресечь, и как это сделать так, чтобы родителям не было необходимости самостоятельно проводить какие-то ремонтные работы. Значит, нам нужна нормальная, хорошая муниципальная программа, которая реабилитирует ситуацию в детских садах.
это когда муниципалитет сделает в детских садах нормальные, хорошие условия для того, чтобы дети там могли заниматься, обучаться и играть, тогда не будет у родителей необходимости собирать эти средства. Da, domnule Cojocaru, îmi permiteți să aceeași întrebare să vă acord, deci, legată de finanțare. Deci, colegul, cred că nu vrea să le spui pe toate. Noi, actualmente, deja am pregătit proiectul de decizie prin care vrem și am enunțat, am aflat care sunt cifrele pentru terenurile de joacă în cadrul grădinițelor, deoarece după un studiu pe care l-am făcut noi, un teren de joacă în cadrul unei grădiniți trebuie să fie cu 40-50% mai ieftin decât un teren care este afară, deoarece el nu are nevoie de atâtea elemente, el nu are nevoie de spațiu de protecție, deoarece copiii deja sunt pe terenul la o instituție îngrădită. Respectiv, avem acest proiect, cred că acum la rectificarea bugetului îl încercăm să-l punem, poate colegii ne vor susține, deoarece vă dați seama, este un proiect destul de costisitor și nu este vorba numai de 3-4 milioane, ci de o sumă mult mai mare. Însă el este necesar, copiii este viitorul. Iar atunci când referitor la colectarea sumelor de bani, toți noi trei suntem aici părinți, de fiecare dată ne întâlnim cu acest segment. Nu sunt persoana care sunt împotrivă de a face ceva mai bine, mai bun, acolo unde 80% din timp copilului nostru îl petrece acolo. Îl petrece acolo. Noi nu avem ce ascunde de la asta. Dar sunt împotrivă atunci când un grup mic de persoane impun pe cineva. Noi trăim într-o societate comună, a noastră. Municipiul Chișinău, eu aș spune că este ca un sat destul de mare, unde chiar să știu din diferite sectoare părinții. Dar noi nu putem impune pe cineva să achite. Sunt persoane care au diferite bugeturi și sunt care pot să permit, sunt care nu. E că dacă noi o să ajungem la compromisul dat ca, da, trei persoane, trei părinți pot să dea, altele trei nu pot, dar cu gândul ăsta noi trebuie să ne împăcăm și cumva să anihilăm atâta timp cât autoritatea publică locală nu găsește un compromis comun, copiii noștri nu o să aștepte până domnul primar sau cineva o să găsească trei de caracter sau soluție de a o face. O fac ei. Deci noi nu trebuie să le împiedicăm, dar totodată noi trebuie lucrul dat să-l monitorizăm ca el să nu iasă din limitele bunului simț și a normelor legale. Da, eu vreau aici să mai facem o mică paranteză, pentru că tot consilierii PSRM pe parcursul anului trecut au fost focusați și pe ceea ce se numea personalul în grădiniță. Iată, peste câteva zile copiii și deja au început aceste matinee adio grădinițe. La 1 septembrie ne vom confrunta cu aceeași stare de lucruri, domnule Cojocaru, a lipsului personalului. După aceea o să trecem la alte aspecte. Vă rog. Deci, partea pozitivă care era, știți că Partidul Socialiștilor de fiecare dată, din motive că autoritatea publică locală, dar chiar mai bine zis, ceea ce centrală, guvernul nu găsa un compromis sau o modalitate de a mări salariul, noi am găsit cum să majorăm salariul prin diferite indemnizații, 20%. La Dădeci noi atunci am ajuns, s-a dublat pur și simplu salariul. Din anul 2019, la 1 ianuarie, guvernul a, spunem așa, ne-a interzis nou de a face aceste majorări. Noi sperăm acum la rectificarea bugetului, am găsit noi, hai să spunem, niște soluționări cum am putea oculi acest lucru. Dacă ni se va reuși și vom avea susținerea colegilor, vom avea o mică susținere pentru ulterioară, la 1 septembrie, pentru educatori, dădaci și colegii noștri. Însă, mă repet încă o dată, asta nu este lucru autorității publice locale și a Consiliului Municipal, asta este vorba de guvern, parlament. Ei sunt acei care numesc suma salariului și formula de calcul. Actualmente, din păcate, noi suntem nevoiți să reieșim din ceea ce este. Nu este normal, deoarece
o dedacă cu 1200 de lei sau acea bucătăreasă, el nu poate să reziste o lună de zile cu 45 de copii în grupă, pe când norma este 24-25 de grupă. Vă dați seama, norma este dublă. O mămică care stă cu doi copii acasă sau o bonă care stă, e primește salariul de 5-7 mii de lei și lucru știu de către fiecare care are copil mic. Nu poate o doamnă care are o responsabilitate de 45 de ori mai mare să aibă un salariu tot așa de 45 de ori mai mic. Da. Domnule consilier, dumneavoastră vorbeați iată despre faptul că aveți un șir de inițiative din partea concetățenilor noștri care vin cu această idee de a deschide terenuri de joacă în diferite zone. Apare întrebarea firească, cum sunt selectate zonele în care sunt amplasate aceste terenuri de joacă și acest teren multifuncțional la care făceam referire la începutul acestei emisiuni? Pentru că la sigur și-ar fi dorit și cei din sectorul Buiucan și cei din alt sector ca să beneficieze de asemenea teren. Ну, что касается детских площадок, вот те 180 объектов, которые были установлены, все они были установлены на основании обращений и прошений жителей. То есть не мы выбирали, вот в этом дворе мы будем ставить, в этом дворе мы не будем ставить. Были обращения жителей, жители обратились к нам. Во многих случаях жители обращались с большим количеством подписей. В некоторых дворах собирали и по 200, и по 300 подписей для того, чтобы установить. Почему так много? Наверное, из-за отчаяния, потому что кому ни ранее не обращались, никто не выполнял их просьб. Если, вот как говорил коллега, если нету никаких проблем с коммуникациями, с расположением, то тогда, как правило, в этом дворе после обращения жителей площадка устанавливалась. Касательно пилотного проекта со спортивными площадками, многофункциональными, мы пока определили, то есть есть обращения больше, чем два, но пока мы определили первые два в двух крупных секторах. Но это, наверное, пример и первый шаг того, как необходимо обустраивать дворы с спортивными объектами. В перспективе на следующий год, может быть, и сейчас при каких интенциональных дескинетов до минус спрессии. В 2019 году именно мультифункциональных пока у нас только два объекта, то есть, что предусматривает бюджет. Практика показала, что спрос действительно есть, что действительно хороший стадион и был сделан, будет сделан сейчас второй. Соответственно, можно смело сказать, что необходимо будет в следующем году предусматривать в бюджете уже большее количество средств для того, чтобы запускать эту программу, так сказать, массово. Также по аналогии с детскими площадками. Да. Domnule Cojocaru, eu vreau să revenim cu permisiunea dumneavoastră la aceste terenuri. Iată, colegul Odințov luni trecea în revistă o serie de adrese care sunt cu semn de întrebare. Unele dintre ele, aș îndrăzni să zic că sunt istorice și domnia sa făcea referire la edificiul Ștefan cel Mare, colț cu Serghei Lazo. E un teren care a generat multe semne de întrebare. Deci, uitați-vă care este practica. Dacă vorbim de centrele și casele istorice, și asta noi putem dovedi și să facem o mică plimbare prin oraș, multe din ele au fost luate pur și simplu în arendă de la autoritatea publică locală, la primărie. Da. Ulterior, prin diferite, hai să spunem, scheme vicleane, au fost privatizate. Iar și mai multe din ele, în general, nu sunt utilizate. Sunt așteptate ca ele să ruineze, deoarece în mod intenționat. Da, conform legislației, ele au statut istoric și ele nu pot fi reparate. Chiar dacă se margă lucrările de reparație, trebuie să fie companii autorizate, care și costul este mai diferit, spunem așa. Însă, nici nu e întrebarea în cost, deoarece persoanele date care sunt implicate în schemele date, în partea financiară pentru ei e destul de mizer pentru reparație. Scopul este ca ea să fie demolat și acolo să fie ridicat un edificiu cu 7-10 etaje. Asta este scopul lor. Dacă vorbim despre de ce anume în centru istoric dumneavoastră, deoarece prețul este diferit. Vă dați seama, în centrul orașului, un apartament, toate rețelele de comunicare, toată infrastructura, transportul public. Indiscutabil, aici va fi niște prețuri cosmice. Dacă apare întrebarea de ce, simplu,
Planul urbanistic general al municipiului Chișinău nu este. Atâta timp cât el nu-i, atâta timp nu sunt reguli de joc. Nu sunt reguli de joc înseamnă că nu este interzis. Iar ulterior joacă rol, dar în partea financiară și lacunile legislației de care ei se folosesc. Da. Domnule consilier Vitneanschi, haideți să ne spuneți un pic despre proiectele pe care urmează să le inițiați în vederea susținerii tinerii generații și aici vreau să facem un pic referire și la adolescenți. La ce lucrați? Ce aveți în plan pe masa Consiliului Municipal? Cred că este doar un element, terenurile de joacă. Если говорить, например, вот о благоустройствах для молодежи, то есть я думаю, что 2019 год стал, наверное, таким замечательным годом, в котором было сделано много первых шагов в данном направлении. Если вернуться, вот мы уже сказали, да, детских, спортивных, были установлены и воркауты, где молодежь может заниматься уличным, то есть турники, брусья, заниматься спортом на улице. В этом году еще и будут уже установлены множество интересных объектов в парке Варя Трандафирова. Там будет и первый в Кишиневе настоящий скейт-парк. У нас в Кишиневе очень большое количество роллеров, есть даже и федерация, которые неоднократно и просили, и обращались и к нам в том числе, для того, чтобы им было хотя бы в городе хоть где-то обустроено место, где они могли бы проводить и проводить свое время, реализовывать себя, при этом не мешая другим людям. Теперь практически скейт-парк уже достроен в парке, там же рядом есть и теннисный, то есть корты для большого тенниса, есть баскетбольное поле, волейбольное и опять же футбольное. То есть такой не просто мультифункциональный, а целый комплекс, где молодежь в открытом доступе, опять же бесплатно, могла бы реализовывать себя, заниматься спортом. Da, eu vreau aici să vă acord o întrebare, cu toate că această temă ar putea fi abordată într-o emisiune separată. Vreau să ne spuneți ce se întreprinde la acest capitol. De fiecare dată, problema reparațiilor instituțiilor de învățământ rămâne a fi la ordinea zilei. Și deseori este invocat faptul că se fac reparații cosmetice în 10 instituții, ca exemplu dau, și nu se face în una capital ca problema să fie epuizată, să nu se mai revină la anul următor. S-a ținut cont, nu știu, de această sugestie a societății civile pentru că acum se apropie sezonul în care vor fi făcute aceste reparații? Бывали случаи, когда вот я вспоминаю, когда мы дискутировали еще и с Иваном Анатол, это глава дирекции, бывший глава дирекции ботаники, когда мы говорили о том, что почему проводятся работы частичного латания крыши учебного заведения. Да. Ведь через год проблема опять возникает. Если делать крышу, нужно делать капитально. И таких проблем у нас по сегодняшний день были всюду. Но я думаю, что у нас есть хороший пример для всех, наверное, чиновников города. И можно показать, например, и, я думаю, что и другим городам, я убежден, что ни в Бельцах, ни в Аргееве, ни в каком-либо другом городе нет такого хорошего учебного заведения, как 6-я вспомогательная школа, которую еще, наверное, год или два года назад шла речь о том, что ее могут закрыть, выселить, они могут потерять свое здание. Сегодня эта школа лучше оснащена и мебелью, и ремонтом, чем какое-либо другое частное учебное заведение. Я думаю, это пример и образец того, какими должны быть учебные заведения. Именно вот так, как большое спасибо и коллективу, и директору, которая обратилась к Ивану Чебану, нашему бывшему председателю фракции. И мы вместе с администрацией школы и родителями отстояли, чтобы эта школа работала, чтобы она была, тем более учитывая специфику, что они работают с детьми с ограниченными возможностями. Да. Уникальнейшее заведение, которое было отремонтировано капитально. И так должно быть, я думаю, что с многими другими заведениями. Тем более, я думаю, почему я говорю, что это пример хороший? Потому что это реально. Никто не верил, и я помню, когда говорила директор Светлана Даниленко, когда она говорила,
наверное, со слезами на глазах, что что нам делать, у нас заведения, наверное, не будет, а если нас переведут в новое здание, то там никогда не будет сделан ремонт. Да. Domnule Cojocaru, dacă nu mă înșel memoria, la 1 septembrie 2018 trebuia să fie deja implementat acest proiect ce ține de etichetarea electronică. Mai avem 5 minute și vreau cât mai multe aspecte să reușim să le discutăm. Iată că luni a avut loc întâlnirea grupului de lucru privind implementarea acestui proiect. Acum suntem în septembrie 2019. Acest termen, dacă nu, iarăși nu mă înșel memoria, de vreo 2-3 ore a fost prelungit. De ce? Deci, inițial, prima dată s-a ocupat de etichetare electronică, a inițiat și chiar a făcut un proiect pilot cu asamblarea în câteva trolebuze, atât cu GPS, colegul nostru Anatol Leațchi. Da. Ulterior, din cauza autorității publice locale, ceva nu le ieșa lor, deoarece vă dați seama, asta este un control minuțios la partea financiară și nu lucrează nimeni cu banul cash la mână. El s-a întins, apoi iar cineva a încercat până în final. Toate procedurile legale le-au făcut încă atunci, au fost făcute audierile publice, el pur și simplu trebuie implementat. Cuiva nu este rentabil și de fiecare dată îl întind. Vreau să mă expun că este așa o posibilitate ca atunci când vom avea etichetare electronică atât pe autobuze cât și pe trolebuze, de a face niște economii circa 30% pentru diferite tipuri cheltuieli care nu sunt raționale la moment. Lucrul dat nu se face deoarece cineva la moment are acces la banul cash. El s-a dus la sfârșit de zi, l-a luat, l-a ridicat. Nimeni nu duce o verificare. Cine va verifica direcția transport electric? Ori cine va verifica parcul de autobuze? Tot eu pe mine mă verific, asta nu este verificare. Atunci când este o transparență în care sunt implicat... Ei de fiecare dată ne asigură că nu este rentabil. Eu vreau să vă asigur că este rentabil. Dați-mi acum crezare mie că eu am să dau mai multe argumente. Exact așa vin și ei. Dați-mi nouă crezare că noi avem mai multe argumente. Nu merge așa. Trebuie să fie un control în care este pus autoritatea publică locală, cea centrală cu organele sale competente și cu dare de seamă către societatea civilă, deoarece ei sunt acei că, datorită cărui fiecare din noi, la moment, din banul la fiecare, noi suntem salarizați din banul la fiecare, noi ne călătorim cu un transport public. Eu, dacă îmi permiți, referitor la grădiniță, la proiectele de reabilitare. Actualmente, da, dumneavoastră ați remarcat și aveți dreptate că în grădiniță fac reparații cosmetice, ce ne trezim în luna august, 60 de grădinițe dau la reparații cosmetice, fiecare trebuie să-i copii acasă. Dar părinții cum lucrau așa și lucrează în continuare. De ce noi avem direcția construcției capitale? Ce ei nu pot lua câte o grădiniță, noi reparații le putem face și iarna. Cine nouă ne interzis să facem reparații capitale iarna? Nu se dorește. Dacă ar merge reparații capitale la două instituții de învățământ preșcolare, da, 24 de ore, iarna, vara, nu este o problemă. Iar copiii restul sunt direcționați în alte instituții de învățământ. În așa fel nu se pierde ciclul de învățământ pentru copii. Unul, cu părinții nu au impedimente. Iar într-o perioadă scurtă de timp, noi controlând, prin direcția de construcții capitale, care este a noastră municipală, noi putem controla calitatea lucrărilor, durata lor de lucrări, că actualmente când spune în reparație o încăpere, ține 10 de ani de zile. De ce? Deoarece când e mult timp, nimeni nu poate verifica. Nu se face. La cosmetic, cine se duc să verifice? Nimeni nu se duce. De multe ori se folosește munca părinților. Sincer vă spun și soția mea a participat la lucrările cosmetice din grădiniță. Nu este normal, deoarece ea nu este un specialist din domeniu și de fiecare dată mulți părinți nu sunt specialiști. Ulterior, nu avem o calitate a lucrărilor. De fiecare dată, noi lucrăm cu acele materiale care nouă ne par bine, bun după placul nostru. Însă, până în final, noi avem niște standarde care trebuie stimate, deoarece este vorba de copii, toxicitate, o garanție pentru sănătatea lui. Trebuie să fie un program municipal controlat din municipalitate și nu de către niște companii care câștigă la licitație anumite lucrări mici. Jumate de acoperiș, trei geamuri, asta nu este reparație. Asta este, spunem așa, astuparea ochilor pentru un grup mic de părinți. Da, domnule Cojocaru, pe final de emisiune, vreau să aud de la dumneavoastră în calitate de președinte a fracțiunii PSRM în CMC, care sunt proiectele la care lucrați intens pentru vară, pentru toamnă.
Deci, mă duc după proverbul că vara trebuie pregătită sania și iarna trebuie pregătită căruța. Respectiv, acum aducem și tratativele, inclusiv cu termoelectrică, care, după părerea mea, a inclus un șir de sume artificiale, care de 40 de lei pentru apa caldă, necătând la faptul că cetățenii nici nu le utilizează. Acum am pregătit proiectul de decizie. Dacă vorbim despre drumuri, acum avem proiect de decizie pentru reabilitare uzinii de asfaltare, deoarece este timp de vară, noi trebuie să asfaltăm, trebuie să avem niște drumuri bune. Dacă vorbim despre grădiniți, școli și taberele de odihnă, avem un șir de proiecte pentru reabilitarea lor, că trebuie să fie în număr suficient. Dacă vorbim la direct de grădiniță, avem acum la sectorul Buicani o grădiniță care se reabilitează și se reconstruiește de banii noștri municipali și datorită un șir de petiții și decizii făcute la direct de către consilierul Partidului Socialiștilor. Dacă vorbim despre pensionare, avem un șir de proiecte pentru compensații, pregătim bugetul pentru ca să avem compensații pentru timpul de iarnă la căldură și acele servicii pe care ei nu pot să le achite de sine stătător totalmente. Unica întrebare care vreau să vă mai adresez, argumentul pe care îl invocă deseori chiar și unii colegi din CMC, din alte fracțiuni, că nu există mijloace financiare, e credibil, e viabil, merită a fi luat în calcul? Eu nu am să-l iau în calcul dintr-un simplu motiv. De fiecare dată, apropo, noi 2 ani de zile la rând, hai aș spune, în 2017 către 2018 și ulterior 2018-2019 a fost prima dată când bugetul a fost aprobat în termen, până la anul nou. Și de fiecare dată eu aflu că un șir de direcții nu au asimilat un șir de bani. Deci dacă ei nu știu asimila banii, respectiv ei n-au un management corect pentru a-i planifica pe anul curent. Deci noi bani deja avem, unul la mână, doi, aceleși terenuri care vă le-am spus, noi avem acolo peste 20 de milioane de lei, care ăștia sunt bani impunători, din care eu sunt ferm convins poți pui toate terenurile de joacă pe tot municipiul Chișinău. Este de unii, este loc de mai bine, dar trebuie să fie o conlucrare și o armonie între autoritatea publică locală și consilieri, cu transparență pe care o poate verifica fiecare cetățean din municipiul Chișinău. Domnilor consilieri, eu țin să vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii de astăzi. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a discuta diferite aspecte social-politice. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă doresc o seară bună alături de Accent TV. Pe curând!